Salutare, prieteni, eu sunt Eric și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Dance of Lions, seria voastră preferată, pe care dacă nu o postez, s-ar putea să mă morți într-o bună zi dacă nu mai postez seria asta, dacă o anulez sau alte consecințe de astea, măi. Dar în fine, frate, asta am niște idei foarte mărețe, fiindcă am fost eu la Minat of Camera și am găsit o grămadă de chestii pe care am găsit niște poste pe care m-am jucat cu ele pe aici ca un retardat. Le-am împrășat în toată casa ca un nebun, ok, da, nu trebuie să spart torța, în fine, ok. Aduna asta de aici T-Rex, ok, pune torța la loc. Bun, am fost eu la minat, frate, și am mai găsit câteva... Oh, doamne, am crezut că mi-am pierdut cristale, am jucat prea un paladin. Am crezut că mi-am pierdut diamantele, frate. Am mai găsit vreo 5 sau 6 diamante, habar n-am câte aveam data trecută, dar știu că am mai găsit câteva în plus. Și am de gând să facem în felul următor. Avem o carticică, avem niște diamante. O să facem niște enchanturi, măi, și avem și lapis lazurii care nu o să ne ajute pe noi în facerea enchanturilor aici, dar... Versiunea asta de Minecraft, dar... Putem să facem enchanturi, măi, asta e cea mai tare parte, ok. Am decât să pun fosilele astea aici, acum să mă mai joc cu el atât de mult. Bun, pune-le și pe astea așa. Aoleo, ce am făcut. Ok, pun-le așa, ia chestiile astea de aici, bravo T-Rex-ule. Ok, să depozităm chestiile astea pe unde pot și eu. Ok, niște cactus green acolo. Bă, cactus green ăsta trebuie să iau, că e o resursă destul de importantă la ora actuală. Așa, niște sugar cane acolo. Ok, depozitează chestia asta acolo, avem pe aici, aici avem mai mult cactus green, ok, aici avem niște iron, acolo avem niște gold. Și aici niște, de ce n-am pus niște stone la făcut, ce habar n-am, o să-mi dau seama mai târziu. În fine, am mai făcut un chest aici, dar cred că o să pun asta, fiindcă o resursă importantă, o să o pun aici, frate, ok, să punem și fierul ăsta aici, bun. Asta ar fi partea a doua, așa, echipează caschetă de explorator T-Rex-ului, așa, o să facem enchanturi, măi, și avem nevoie de aia, cum îi zice, măi. Ok, asta avem nevoie de grea de apă, avem nevoie de obsidian și obsidian eu nu mi-am, că am avut portal ăla, ce mai? Niște chestii extrem de utile. Ok, asta e nici... Dynanicus, ok, încă un Dynanicus, interesant. Punem asta deoparte, nisip, da, de asta aveam nevoie. Am nevoie de o găleată, frate, unde n-ai să-mi zis gălețile, unde am pus eu oare gălețile? Uite aici, ne trebuie o găleată cu apă. Hai merge să luăm niște obsidian, măi, și aveam un târnăcop de diamond, știu, 100% aveam un târnăcop de diamond de pe undeva. Băi, ești prost? Băi, ești... uite la aici, Dumnezeu! Ok, avem târnăcopul de diamond, perfect, exact ce ne trebuia. Așa, și o să merge... o porcării. Ok, ia să punem noi de nou ăsta de Dynanicus aici, să scăpăm de bombilul ăsta. N-am o să pun băsta așa, bombilul nu vine aici. Ok, și carnotaurul ăsta pe care l-am făcut noi data trecută, care se învârte pe aici ca nebunul, frate, nu stă și la un loc. Se tot învârte peste tot. Băi, erau atât de multe nume în comentarii pentru carnotaurul ăsta, văd să-i bag picioarele, că nu cred că e specia voastră perfectă carnotaurul. Dar erau atât de multe nume pentru carnotaur încât abar n-am avut, frate, pe care să aleg, atât de multe sugestii. Dar... Cred că cel mai tare nume a fost, frate, să zicem Codrin. Să zicem Codrin, cineva avea cu ideea să zicem Codrin carnotaurului, pentru că de ce nu, seamănă cu un drac. Și da, toată lumea face referință la, când aude de dracu, face referință la Codrin. Deci cred că o să zicem Codrin. Codrin carnotaurul, cum sună asta? Ok, acum o să mergem aici, mina asta făcută de mine, fiindcă am găsit undeva jos, am găsit o peșteră sau ceva, am găsit o mină numai bună și cred că am găsit niște lavă pe acolo. Foarte utilă lavă pe care să facem noi obsidian și să luăm naibii, să facem un enchantment table, să facem niște enchanturi OP, nu? Pentru că tot, poate ce, niște pică-și mie un fortune sau ceva pe acolo. Acum, ok, s-a stupat asta aici, era niște, nu știu ce, piatră vulcanică, deci pe care parte, în fine, pe oricare aș lua-o, tot e bine. Și dacă nu e bine, o să sap pe partea altă. Hai să vedem, în direcția asta? Da, sigur nu în direcția asta, sigur nu e bine aici. Ok, să o luăm încolo, atunci. O luăm pe aici, uite, vezi, deschid așa o ușă pe aici. Ce știți, mă, voi? Ok, în direcția asta, sigur, pe aici. Parcă pe aici am găsit diamantele alea, frate. Cred că aici, nu aici le-am găsit. Nu mai știu de a găsi diamantele, în fine, știu că le-am găsit. Și aici mi se pare, uite, am găsit și lava, ce niște apă, mi-au picat și carcalaci în cap mai devreme. Ok, hai să facem de chestia asta aici. Să transformăm toată apa asta. Uite, i-am făcut lui domnul Gigeluș. I-am făcut drum să vină cu aceea. Ia vină, bă, tu, cu asta vezi ce scară ți. Hai de cameo și aveți cum prieten, ești nebun. Ia zburat, bă, voi doi, daci. Hai, acasă cu voi, acasă. Acasă, măi. Acasă cu tine. Așa, uite-mi cu unul, cu leută-și pe ăla. Ok, avem obsidian, nu mă interesează. Poate să treacă pe... Uite, băi, doștiv nebunul. Ok, hai să ne bătem. Hai să vezi ce îți dau eu ție. Hai să vă dau la amândoi. Firați-i, dracu, să fiți. Ce ați venit să-mi furați cristale, diamantele, doamne, cristale. Ok, am rezolvat și pe ăștia doi. Sper să mai vine... am găsit niște fier aici. Stai așa că nu e așa. Bă, dar când am ajucat Minecraft, mai știu să mai joc, ești nebun. Ok, bă, mă enervează apa asta, mă tot împinge. Nu știu ce vrea pe aia de la mine. Ok, dacă vine un creeper pe partea pe acolo, s-ar putea să explodez eu de frică. Explodez înaintea lui, ești nebun. Ok, să pun niște torțe pe aici, împrăștie torțele, te-ai să împrăștie lumina. Am găsit niște redstone, ceea ce e semn bun. Mai mult redstone, nici prost.
Ok, punem asta pe aici. Bă, eu când intru un pește, mi-e frică de mor, ești nebun la cap. Ok, pare destul de siguranță pe aici. Ok, ce asta? Hello. Am găsit un os. Da, nimic. Mai multă lavă. Băi, aici s-ar putea să fie o grămadă de cristal, de diamante, frate. De ce vine să-i zi mereu cristale? Acum trebuie să fac o chestie să mă asigur că nu e lavă de dedesubt. Că dacă e lavă... hello. Ok, dacă mă împinge ceva în lava asta, s-ar putea să iasă nasoală treaba, dar nu-i problemă, dar punem niște apă acolo. Măi, să vedem cum să fac eu să iau de aici niște, cum zice, obsidian, fără să... Da, uite ce e aici, frate, uite ce e aici, baltă de lavă. Ok, astupă toată T-Rex-ul, astupă-o încolo de lavă, n-avem nevoie de lavă. Acum să mă asigur că nu s-a dus toată, cred că e mai multă, ia stai așa, facem noi o chestie. A? Ok, deci e adâncă chestia, e foarte adâncă. Bun, da, asta la o parte. Acum să vedem cum fac eu să iau puțină. Ok, acolo e bine. Așa. Excelent. Am găsit aici o zonă bună. Numai bună de luat obsidian. Acum o să doreze vreo veșnicie să iau 4 bucăți de obsidian e nevoie. 4 mi se pare, nu ca să facem enchantment table-ul ăla. No, mă, dar știu că durează ceva să iei toată prostia asta de obsidian. Să-mi bap cioale, am luat 6 bucăți ca să mă asigur că am suficient. Bă, să-mi bap cioale, dar greu să obsidianul ăsta, mă. Ok, ia să luăm și noi restul ăsta. Cine știe ce ascunde restul în spate aici? Ascunde ceva de acest restul, nu ascunde nimic, ascunde mai mult restul. Ok. Ia zic ce mai e pe aici. Fosile, am văzut fosile, dar stai așa să luăm restul în primul și în primul. Că cine știe, o să facem niște mecanisme interesante pe aici, ceva chestii, tehnologie de avansată la T-Rex-ul. Ok. Băi, și vreau să readuc o serie veche de Minecraft, mă, nu mai știu, Minecraft Tex Adventure sau Minecraft Terex Planet, nu știu cum dracu să urmea, aveam o serie de asta de... E așa, Survival Vanilla, știi, dar ce vreau să readuc seria, că se lansează, să pregătesc ca să lanseze versiunea de 1.13 la Minecraft, frate. Și mi se pare destul de interesantă, mai multe chestii pe aici de explorat. Mi se pare destul de interesantă versiunea, frate, de Minecraft, o grămadă de chestii s-au adăugat și o să facă ceva în ocean, am auzit. O să, nu știu, o să fac un update la apă, frate. Aici mi se pare cea mai tare chestie. Apa în sfârșit o să primească și eu un update acolo. O să fie mai interesant, o să avem algi, o să avem delfini, o să avem tot felul de chestii faine, frate. Și nu prea vreau să ratez toată nebunia. Ceva sus acolo, ok. Nu prea vreau să mă duc acolo, dar cred că o să fie nevoie să mă duc și acolo, frate, chiar dacă nu vreau. Ok, luăm tot restul nostru. Fosile mai multe pe jos pe aici. De asta sigur am nevoie. Dacă n-ar fi numai fosile, dacă n-ar fi numai cobblestone-ul pui mei. Ok, ia-le. De ce naiba nu le ia, frate? E lag aici. Ești nebun, am făcut 7 de la Java. Ce vrea jocul ăsta mai mult de la viața mea? Ok, luăm și lapis lazuriu ăsta. Bun. Chiar dacă nu-i foarte mare nevoie de el, pentru că... în ce direcție am venit eu T-Rex-ul ăsta, așa? Am venit în direcția asta pe aici, uite, unde văd obsidianul ăsta, pe aici am venit, ok. Mai e ceva? Mai mult iron. Dă-l și pe ăsta încoace, frate. Dacă tot am venit, să luăm și resursele astea prețioase. Nu, păi de-aia am venit aici, nu. Ok, să luăm și chestia astea, ok. Unde vedem zi? Sunt de la un strat destul de... Sunt de la o adâncime destul de mare, frate. Aici trebuie să găsim diamante ușor. Ok. Ia sunt ceva pe acolo. Nea, nimic interesant. O să iau totuși asta, frate. O să iau și pe asta. Dale cu aceea. Aoleu. Nu să pas sub tine, T-Rex. Ai grijă, îmi face greșeala vieții ta. Ce? Sparge-te, măi. Nu să pas sub tine, T-Rex. Să nu face greșeala tot puternică să sap sub tine. Regula numărul Minecraft să nu sap sub tine. Deși multă lume nu ascultă de regula asta și sapă sub el și moare. Ok, chip aici. Cioc. Bă, o să venim să explorăm mai mult zona asta, ești nebun? Uite ce e... un schelet, da. Aia e singura chestie pe care nu vreau să o văd, asta e așa. N-am chef de musafir nepoftiți. În orice caz, n-am chef de musafir nepoftiți, așa că să pune acolo, fiindcă sunt un laș nenorocit, aia e. Acceptați adevărul, T-Rex, un laș nenorocit. Ok, hai să luăm. Cred că scheletul a picat undeva în lavă și mă bucur pentru el. Lasă-l să încălzească puțin. Așa de spuiat, ce naiba să-i fac? Ok, asta cineva mai e pe aici. Uite, da, uite, după astea mă uitam. Ok, dă-le și pe astea încoace la T-Rex un buzunar aici, fiindcă eu sunt arheolog, paleontolog, săpătolog, Dumnezeu, alte cuvinte de care au legătură cu săpatul și cu fosile. Ok, uite câte fosile aici, ești nebun. Am venit după una și am găsit alta. Uite și pe aici câteva. Holy mother of God, sunt fosile peste tot aici, frate. E un miracol. Ok, să luăm chestiile astea, după aceea merge repede la suprafață. Frate, sunt distras prea ușor. Eu în jocuri sunt distras prea ușor, bine că și viața reală mă las ușor distras, dar nici chiar așa. Ok, din ce direcție am venit eu oare? Din direcția... Sigur nu de aici am venit. Ok, înseamnă că am venit din direcția asta, pe aici am venit sigur de pe aici. Ok, acum va trebui să ieșim naibii de aici. Ceva zone interesante pe acolo, văd niște fier. Frate, am niște oi, când vine vorba să găsesc fier sau astea, am niște oi blană. Ok, bagă ceva la burtă. Și acum du-te afară și fă enchantment table-ul ăla. Pune un enchant pe pickaxe-ul ăla de diamond frumos pe care l-ai tu acolo pe persoană fizică. Și după aia, nu știu, mai fă niște unelte, fă o sabie, fă o armură, fă
Dezvoltă-te, evoluează T-Rex, așa, aia e cuvântul pe care căutam, evoluează, apropo de evoluție. Am făcut și-o de episoade de spor și ca nătărău am șters unul din ele, unul bun, știi că... Au, doamne, da, dar fiecare dată când iese noapte, frate. Ce fain e scheletul ăsta, spinozaur, ce deși nu... Au, uite un schelet acolo ca să plece pe scheletul de spinozaur, poate îi dă viață și lui ăla. Vezi acum un schelet de spinozaur care prinde viață, cine barulează jocul ăsta în 30 de frame-uri numai. Ok, ia să punem noi astea pe aici, care ne uite, astea trebuie să le pun și astea odată. Ok, și acolo va trebui să pun astea. Ce m-a speriat de nesuferit toată Carnotaur. Ok, scoate chestiile astea de aici. Aici unde va trebui să arunc asta și asta. Ok, avem niște rest. Bă, dar am o grămadă rest, tău, nici nebun. Rotten Flesh, n-am nevoie eu de așa ceva, nu mănânc eu așa ceva, nu-i comestibilă. Ar trebui să mă cul, dar am făcut o chestie. Am protejat villagerii, măi, am închis pe toți. Asta se stachează? Nu se stachează. Ce asta? Gastornis și asta e Vresor. Băi, ești nebun să la fel amândouă, ce naiba legătura una cu alta, în fine. Mi-am închis villagerii, frate, am închis pe toți, am sequestrat, știi? Ca să mai ajungă carcalacile ei. Și am băgat acolo pe toți, efectiv i-am sequestrat pe toți acolo. Acum, voi vă gândiți că T-Rex e... Ce m-a speriat de ăsta? Bă, T-Rex, de ce-i închis pe toți acolo? Bă, tu ești nebun, o să moară. Nu moare, bă, stai, știți acolo, că sunt ei... Mamă, cât dresta, n-am găsit, ești proști. Ok, asta de aici nu aici trebuia să o pun. Rutăm flash-ul ăsta aici. Bă, da, așa de dezorganizat simt să-mi bag picioarele. Restul nu o să-l punem pe aici. Lapis la ziua ăsta punem acolo. Uite, am mai găsit niște mamă, cât gold am și prost. Ok, mi se pare că am pus fierul la copt. Găleata asta de apă trebuie să o pun eu undeva. Unde să pun eu găleata cu apă? Ok, găleata cu apă o să o punem aici. Și acum hai să ne băgăm la somnic și după aia facem enchantment table-ul. Cred că mi-am aruncat... Stai, wait. No, am pus într-un chest ăla. Ah, uite-l aici, Dumnezeu. Și am nevoie de una, două, trei, patru bucățele. Ok, o să am nevoie de... Nu, da, stai. De aici o să am nevoie de cartea asta. Să vedea că mai mi-aduc aminte că așa se craftează două dintre astea. Bun. Excelent. Din asta trebuie să se crafteze toată nebunie. Uite cum au venit proștii colindătorii la ușa așa în ciocăne. Să vezi bucată ce le dădeam eu dacă i-auzeam bătând la ușa la mine. Doamne, Dumnezeule mare. Cred că așa se făcea, din câte mi-aduc eu aminte. Ala-i mă, uite-o măi. Achievement get, enchanter. Uite măi, am devenit de la zi. Nu invocator mă, cu neva se numește. Enchanter, cum să trăucea chestia asta, că nu mai știu, ești nebun. Dumnezeu, nu mai știu cum să trăucea chestia. În fine, a, chestie foarte utilă aici, mulțumesc foarte mult, da. Nici un pic de fosilă, nici un pic de ADN de dinozaur, nimic. Nimic, doar porcării inutile. Ok, porcării inutile ca și T-Rex. Bun, o să înceantăm chestia asta, dar vreau să-l pun undeva, cred că o să-l pun în mijlocul camerei. Ce ar să-l punem noi chiar aici, frate, uite aici. Ar fi cea mai bună idee, o să-l pun temporar, o să-l pun aici, ok, o să iau torța asta și o să-l pun... Eu vreau să pun torța pe tavan, da, asta e T-Rex, vreau să pun torța pe tavan. Ok, și acum vreau să punem asta aici. A, da, 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 uite ce mișto e, da, e mișto făcută textura asta. Doar 8, și eu câte nivele am până acum? Am 8 decât, bă, ești nebun. Ar fi o prostie să facă enchanturi de acum. Ar fi chiar o prostie. Ok, să punem asta aici. Ar fi chiar o prostie să facă enchanturi de acum, frate, nu se merită. Mai trebuie niște mâncare. Așa, bă, da, cred că mi-am aruncat și mâncare din inventar cumva sau sunt eu prostovan? Na, cred că am mâncat-o pe toate, nu mi-aduc aminte. Am niște cartofi aici, ce căutăște. Ok, mă organizez și-o puțin. Deschide chest-ul ăla așa. Bun. Acum o să fac niște cărți, mă, o să fac niște cărți. Păi dacă o să facă textul niște cărți și cred că sunt creeperi afară. Nu mulțumesc, nu mănânc eu așa ceva. Nu mănânc porcării. Parazauri ăștia ce mai fac mai? Că fac o gălăgie și să-mi bag picioare. Nu mă, uite, au început să crească mititei. Bine, asta parcă tot mic așa a rămas. Dar în fine, au început să crească, măi, uite. Și asta asigure femeilor și asta asigure mascul. Asta asigure mascul. Ok, o să am nevoie de niște lemn. Așa, niște săgeți pe acolo. O să am nevoie, sigur, de niște lemn. Așa, odată. Am auzit un schelet sau ceva sau mi s-a părut mie. În fine, o să am nevoie de niște lemn în primul și în primul rând. După care o să am nevoie de niște sugar cane în care am dâmbelșugătul. Uite un villager, cu de unde n-ai ieșit ăla, frate? Parcă am sechestrat pe toți în casele astea pe aici. Ce naiba? În fine, dacă nu-i fierar de care am nevoie, atunci nu mă interesează. Ok, să găsim niște copaci, frate. Primul am nevoie de niște copaci. O să te iei niște copaci. De ce te zic copaci? Zile normal, tare copaci. Ăla-i copaci. Da, copaci, uite, o să tem niște copaci, uite câte waste aici. O să tem așa niște copăcei, o să facem niște bookshelf-uri dintre aia ca să puteți face enchanturi faine și chestii. O să vedeți acum pe T-Rex un full enchanturi în pui, o să fiu cel mai OP din lume. Ok, dă și aia jos. Bun. Așa, dai și asta. Ăla-i măi, blană. Așa. Ce mai e pe aici? Uai de cap, ce m-am speriat de zona aia acolo, uite-te și nu se vede. A crezut că e din Skydala, mă, slime de la uriaș. Cu neva se numește.
nu mai știu, ceva așa de tarpit, e negru în orice caz și te omoară, te sufocă instantaneu ăla dacă te prinde, te ia în brațe, efectiv. Ok, luăm lemne de copacel de aici, frumos. În așa fel încât să nu strig nici mediul înconjurător, frate, fiindcă nu vreau să strig mediul. Iau copaci ăștia care sunt mai detașați așa, de la marginea pădurii, până o să mai rămâne nimic din pădure. Așa, așa a zis toată lumea, că o să luăm puțin din copacii ăștia, în așa fel încât să nu stricăm natura și au luat toți copacii și au stricat tot. Bun, avem, nu cred că suficiente, vă zic eu după acum că nu sunt suficiente lemne. Ok, să mai luăm câțiva, uite asta, vedeți aici, singurel, abandonat de familie, copacul ăsta, o să-i cur suferința, tăindu-l pe tot, la pământ cu el. No, bun, în episodul ăsta nu facem dinozauri, măi, vreau să fac enchanturi, dar ținând cont că n-am experiență în joc, nici în viața reală, nici în joc n-am experiență, o să ne pregătim pentru enchanturi, știi? Ok, ce mai e pe aici? Hai să mai luăm și copacul ăsta, hai că mă în timpul la urmă o să iau toată pădurea, toată mlașina s-o sot aici, nebun la cap. Ok, ia să luăm asta de aici, așa frumos, de aici bucata asta. Am auzit un zombie pe aici? Nu cred. Mi-ar plăcea să găsesc un spawner, frate. Cea mai bună idee ar fi să găsesc un spawner pe undeva. Aia ar fi cea mai tare chestie posibilă, fiindcă aș putea să fac experiența pe degeaba. Uite, copacul ăsta aici mie nu-mi place, uite-l. Vezi cum stai aici singur și prost? Singur și prost așa, detașat de toată pădurea. O să-l dăm și pe ăsta jos. Ok. Dar lasă-mă sealed aici și acum, prea naibii de frunze. Ok, și acum va trebui să mergem acasă, ia să facem niște lemn ăsta. Cred că deja am prea mult lemn. Da. Cred că acum am prea mult. Și sămânța asta să tot ține pe mine. Lasă-mă în pace, sămânță nebună. Ok, hai să fac ceva la masă, brun și brun. Uite, deci tu prostovanul la ce face acolo. Ce face la acolo? Uite cum i-a sigilat pe ăștia aici. Uite încă unul. Mă, voi dați ceva util sau vă las să muriți? Dați ceva util? Da, tu dai foarte utile chestii. Și tu ce dai? Bă, nu e ceva rău. Dar n-am găsit găini, frate. Eu n-am găsit găini pe aici. N-am găsit găinele, deci e destul de nasol. Frate, villagerele nu sunt chiar chestia asta. Uite, poți să iasă aici în curtea din spate, care și ea foarte bine protejată de mine. Deci nu văd de ce ne-ar face griji, de ce ar trăi rău sau chestii de-astea. Bine, noi merem acasă acum să ne ocupăm de bookshelf și de chestii de-astea, de magie neagră, măi. Și că încerc să-mi aduc aminte cu naiba să trage enchanter. Nu mai știu cum să trage, frate, cuvântul ăla să-mi bag picioare. Știu ce înseamnă și toate astea, dar nu mai știu cum să-l trag în românește, aia e problema. Ok, ce vreau să fac, A, dar am trebuit sugar cane ca să fac foi. Și sugar cane știu că... sugar cane avem aici, o grămadă sugar cane. Ok, facem așa o dată. Ala e, planau. Bun, apoi... trebuia să fac cărți? Stai, cum? Oh, trebuia să fac cărți și am nevoie de piele de vacă. Da, știam că am uitat un ingredient important, piei de vacă, frate, piei de vacă și n-am vaci. Bine, o am pe vaca asistent, dar trebuie să o împerechez cu alte vaci. Avem, uite, am 17 piei, ești nebun? Eu, T-Rex, n-am piei, dar am 17 piei. Și din asta câte cărți a trebuit să-mi iasă? 17 cărți, logică 17 cărți, doar la ce mă gândeam. Ok, facem așa o dată. Astea vin de jur împrejur. Și am făcut 5 bookshelf-uri, uite, librarian, băi, ești nebun, am devenit și bibliotecar dintr-o dată. Ok, și asta să ne frumos așa, una acolo și una acolo, ala e mă, blană. Și acum dacă e să invocăm ceva, 10 nivele, băi, ești nebun, 12, ok, dacă mai pun cu o dată, 11, bă, cred că între 10 și 12 e maxima. Da, între 10 și 12 e maxima, bă, nu e rău. Am făcut o grămadă de lemne totuși, am făcut o grămadă plank-uri de-astea, pune-le acolo măi T-Rex așa, depozitează-le și asta și asta și asta, pune-le acolo frumos și ai grijă. Bă da, totuși, cred că trebuie să țin un stack de-asta de lemn la mine, doar așa ca precauție, nu să zic când o să ai nevoie de niște lemn să faci un crafting table sau ceva. În fine, va trebui să înceantăm noi. Bă da, totuși m-ar tenta să înceantez cu astea 8 nivele, ale mele ceva, dar nu știu, n-am ce frate, știi, cu 8 nivele ce naiba pot să fac? O să am nevoie să prind, să aduc niște vaci aici, asta e ca aș mai găsi o vacă pe undeva. E așa foarte utilă. Dar n-am cu ce să o atrag la mine, chiar asta fie, frate. Stai, am văzut niște piei de vacă. Uite niște piei de vacă aici, hop, am mai găsit niște piei de vacă. Bun. Mă, când zice asta, piei de vacă, frate, sună așa, nu știu, barbar așa parcă sună, știi? Îmi dau un gând ăsta ciudat, știi, adică sunt braconier în puii mei, piei de vacă, sună urât. Ok, de două ori așa, bum, încă două cărți. Asta înseamnă încă un bookshelf. În fine, nu mai facem acum, lasă-le așa, pune-le acolo frumos, depozitează-le T-Rex. No, bun, deci am făcut chestii astea pentru enchantment table. Va trebui să mai facem niște dinozauri noi, dar nu știu ce specii, frate, fiindcă uite câte ADN-uri am, uite câte... Aș putea să fac niște stegozauri, aș putea să mai fac un tiranozaur, aș putea să fac niște anchilozauri, bă, asta n-ar fi o idee rea, un anchilozaur n-ar fi chiar o idee rea deloc.
Ce avem aici? Avem ceratozaurul ăsta. Bă, n-am făcut ceratozaurul acum, dar cred că aș face anchilozaurul. Aș vrea să fac cum alta anchilozaurul, frate. Ok, hai să facem anchilozaurul, știi ceva? O să facem un dinozaur în episodul ăsta și o să fie un anchilozaur. Stai așa, fac asistent că mă încurci. Tu nu mă fac asistent, nu ești. Mă încurci la perfecție, tu. Ok, o să facem un anchilozaur asta, de ce nu? Ce dracu? Ce naiba e aici? Îmi explică mie cineva ce naiba e chestia asta. Extraterestri, în puii mei, ce naiba se întâmplă? Ok, aici avem ceva, nu, aici avem ceva. Mie că dacă dau click pe asta explodează dracu ochii mei, dar nu s-a întâmplat nimic, ok. Dar am nevoie, bă, dar trebuie să-mi aduc un chest aici, băi. Atâta chestie n-am făcut și să-mi aduc un chest. Trebuie să stau măcar cu grata de apă, mă mănâncă și fața. Ok, cu minte acolo, bă, câtă gălăgie fac aia doi. O să-i mut la mama dracu undeva să nu-mi iau niciodată. Ok, luăm găleata asta de aici. O să-i mut undeva să nu-mi iau niciodată, frate. Și că prea multă gălăgie fac, ești nebun, parazaur. Parazaur, uite, uite și tu. A trebuit să zic că gălăgitozaur în pui mii. Ok, ia să vedem. O dată. Umple găleata, T-Rex, umple găleata repede. De două ori. Ok. Și a treia oară. Ăla, avem plină. Acum trebuie să punem și niște chestii aici. Cam că... ăla-i mă, blană. Dar de ce n-ai mai chestia asta? Așa e murdară? Sau cine n-ai mai nervă pe ea? O fi din cauza că am pus lemnele astea de aici? Bine, le dau la o parte, na, dacă e din cauza la lemnele astea, le dau la o parte, nu-i problemă. Ok, unde n-ai să pun eu lemnul ăsta acum? Bună întrebare. Pune-l acolo. Ok. Acum trebuie să așteptăm să facă chestia asta. Uite, vezi un puiț acolo mic de anchilozaur, dar nu se vede din cauza că e mâzga asta sau ce dracu e prostia asta pe aia acolo, Dumnezeu. Mi se pare mie sau se face cam noapte, da? Să face noapte. Ok. Uite cum se vede scheleta de spinozaur acolo, frate. Uite cât de terifiant arată chestia acolo. Să facem într-o zi, să facem un muzeu cu toate oasele alea. Să nu vă chipuiți că o să facă T-Rex un muzeu. Uite, dacă vreau o priveliște mișto, mă sui aici sus. Și văd întreg parcul care nu e. Mozazaurul tot stă acolo, frate, nu știu care e problema lui sau ei. Și tipul ăla la fel stă acolo. Dar uite cât de frumos se vede totul. De acolo la țar cu spinozaurul, la țar cu la tiranozaur și pe acolo unde se vede și puțin în țar cu la alozaur, pe care n-am mai fost niciodată. Pe la care n-am mai fost niciodată, pe care n-am mai fost niciodată, pe care, fie la dracu de gramatică. Ok. Ia zi-mi, cum o duce individul nostru aici? Ce? Ce? Wait, what? Oh, e gata! Oh, e... oh, dă lol. Nu știam ce să... Na, stai așa că nu-i T-Rex-ul prost, hopa. Na, nu mai sunt prost să pun ou din greșeală, dau click alea pe undeva să nu se pună ou, sau să pună ou aiurea. Ok, deci mâine dimineață aducem un dinozaur nou la viață, măi băieți. Dă-te măi jos din pat, iar te-am găsit în patul meu. Tunate ar Dumnezeu de Carnotaur, frate. Codrine jos din pat. Înseamnă cu Codrin perfect ăsta, frate. Nu, e un leneș nesuferit. Uite-te și tu, toată ziua numai în patul meu stă. Uite-te și tu, leal, frate. Efectiv, stă în pat ca un bulangiu. Uite-te, și mă răgește și dinții la mine, poate mă mușcă. Dă-te măi jos din pat. Băi, de ce vin acasă, nu te mai prinde. Dumnezeu, a început să țopă, e gata, l-am speriat. Da, îmi pare o cam țipare el acum, frate, acum o să se simtă prost din cauza mea. Bun, nu trebuie să punem neanchi lozaurul ăsta. L-aș pune cu ăștia aici, dar mie că îl calcă în picioare. O să facem altfel, știți atent cum o să facem. O să facem aici încă un țarc pentru anchilozaur. Să fie asta, o să fie țarcul la anchilozaur. Am o lopată. Ok, o să facem țarcul la anchilozaur aici. O să fie cam așa. Ok, ceva micuț, ceva compact, ceva perfect pentru un anchilozaur. Da, o să fac o groapă nisip, v-ați prins. O să fac o groapă nisip. Ok, țarcul perfect pentru anchilozaur, o să fie o groapă nisip. Făcută de T-Rex-ul. Ok, facem așa. Frumos. Bun, și asta o să arate destul de bine. Anchilozaurul o să stea destul de bine aici, adică, na, o să fie îngropat în nisip. Cui îi place să fie îngropat în nisip? Am mai trebuit o bucată de nisip. Aha, uite, chiar două bucăți de nisip. Ok, ia să vedem. Asta așa, asta așa. Și acum intrăm frumos aici. Ia să vedem. Punem-o jos aici. Punem o torțe ca... o torțe. Punem o torțe ca să fie. Și acum trebuie decât să așteptăm să eclozeze. Începe jocul așteptării. Face țarcul puțin mai mare, așa, să-l duc până în capătul ăla acolo, așa o idee, nu știu. Habar n-am, stă destul de bine în groapa lui aici, nu? Vreau să fiu prezent la naștere, frate, să atașat de prima creatură pe care o văd cu care intră în contact. Ce m-am sperat, gata și este... arată nemaipomenit de frumos! Uite-te la el, frate! Mănâncă pâine? Mănânci pâine? Nu mănânci pâine! Eu îți dau din pâinea mea, îți dau din pita mea și tu nu mănânci. Ești bulangiu. Ok, o să punem o torță acolo. Nu știu de ce, dar o să pun o torță acolo. Uite cât e drăguț. Oh my god, cât de drăguț arată, frate. Ăsta da, model de anchilozaur reușit. Uite, arată exact ca ala din Jurassic Park. Acum dacă puteți să-i fac și o poză, fără să... așa, nu te mai mișca.
Ok, stai, nu te mai mișca. La Dumnezeu, să tot mișcă. Dar asta e un kilosaurul, frate, uite. Ca să nu zice că T-Rex n-a creat un dinozaur nou în episodul de astăzi. Adică în fiecare episod de Minecraft Dungeons & Dragons, cred că o să face cât un dinozaur nou. Până o să rămânem fără ADN sau fără specii noi. Dar uite cât de fain arată micuța asta, frate. A, e atât de drăguț. Mă întreb cum o să arate când o să fie adult și cât de mare o să fie. Ok, mai bine ies dracu de aici până nu se întâmplă ceva rău. Așa, tu ești cu minte acolo, da? Ok. A, da. Și evident că trebuie să-i dați un nume. Dar în fine, fraților, deja a trecut o jumătate de oră. Sper că episodul ăsta vă satisfacă pe toți. Dacă nu, atunci nu știu ce naiba să mai fac. O să mă arunc în cap în episodul data viitoare. Dar până atunci, oameni buni, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați că nu ați făcut-o, să bifați clopoțea, să primiți toate notificările alea furisite. Eu vă mulțumesc pentru toată atenția acordată, tot suportul oferit și noi o să revenim ca cei de la viitoare. Pa, pa!